Informați-vă. Informați-vă din surse oficiale, informați-vă de la oamenii care chiar au ceva de spus pe tema asta. Acum văd că toată lumea e analist pe politică externă și marii geostrategii ai României sunt pe la toate televiziunile. Mai sunt și niște troglodiți. În fine, nu mai intru în subiectul ăsta că mă enervez și da, îmi fac dușmani, deși am suficient de mulți. Lumea zice că sunt arogan, dar nu sunt. Acum, în seara asta m-am gândit să vă calmez puțin, pentru că ieri am fost la bancă să-mi plătesc datoriile, că ce să vezi? Război, dar băncile ne fugăresc. Acum 5 minute m-au sunat unii să mă întrebe dacă am 56 de lei să le dau, pentru că am uitat, a rămas o chestie acolo, s-au luat banii după card, s-au luat banii din cont pentru o rată și au rămas vreo 50 și ceva de lei restanți. Și mă sună non-stop, domnule, știți că aveți 56 de lei? Da, prietene, știu, ți-am dat 2000 săptămâna trecută, mai am 56 de lei, m-oi scobi prin buzunare ca să ți-i aduc la un moment dat. În fine, deci am fost să plătesc. Era o coadă teribilă la bancă, nu prea mai dădeau euro așa, dolari, că nu prea mai aveau pe stoc la momentul respectiv. Am văzut oameni destul de supărați veniseră să-și golească niște conturi de economii și să schimbe banii în euro. Ce isterie totală. Și am zis, ca să liniștesc populația, am vorbit cu Adi Negrescu, analist economic, și iată ce mi-a spus mai devreme înainte să intrăm în direct. Salutare, Adi Negrescu, te-am sunat astăzi cu îngrijorare în suflet și în gânduri, pentru că am văzut ieri la bancă, am fost și eu la un moment dat să plătesc niște datorii, că eu sunt încă prins în datorii, și am văzut foarte mulți oameni care scoteau banii efectiv din bancă, plecau cu buzunarele pline de acolo și nu știu ce se întâmplă, m-am panicat, am zis, bă, o fi ceva, trebuie să schimb și eu un euro, să mă pregătesc. Bine, nu prea mai găsești euro pe la bănci, am văzut și știrea asta. Care-i situația reală din economie? Bun găsit, Bogdan. Da, e o oarecare panică în piață. De ce? Pentru că există foarte multe zvonuri care merg, circulă mai ales prin social media, legate de soliditatea sistemului bancar. Adică cât de solide sunt băncile și cât de sunt pregătite pentru a face față problemelor generate de situația asta din Ucraina, de restricțiile la adresa Rusiei. Dar hai să spun vestea bună. Vestea bună și să știe toată lumea chestia asta. Nu există probleme cu băncile românești. Băncile românești sunt solide, au destul capital, iar Banca Națională veghează asupra situației din sistemul bancar. Chiar vorbeam cu cei de la Banca Națională, există destulă lichiditate, există destul euro și dolari încât să acoperim toate necesitățile. Dar sfatul meu este să nu vă scoateți banii de la bancă în momentul de față. Asta pentru că vreau nu e momentul. Deci nu trebuie să ne scoatem banii de la bancă. Pentru că mulți se pregătesc, vor să aibă ceva cash în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Oamenii sunt foarte temători în perioada asta. Zic să aibă acolo. E normal să ai niște cash. E normal să ai niște cash în casă. Chiar și eu am niște cash în casă pentru situații din astea, când ți-a căzut curentul pe orașul București sau cine știe ce se poate întâmpla. E bine să ai niște cash pentru că nu te poți baza tot timpul pe carduri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să scoți toți banii din bancă. E bine să ai niște bani puși deoparte, într-adevăr, și în euro și în dolar, probabil, pentru că cam ce sumă ar trebui să avem așa. Păi hai să zicem așa, din o economie, fiecare cât pune, poate să-și pună, trebuie să aibă măcar 30% în lei, pentru că e moneda în care plătim, da? Plătim tot ceea ce cumpărăm în ziua de astăzi, dar trebuie să ai măcar și un 20-30% în valută, pentru că valuta rămâne în continuare cea mai predictibilă din punct de vedere al solidității, adică și euro și dolarul. Dolarul mai mult decât euro în momentul de față, pentru că toată lumea se uită ca la Washington și la Statele Unite, ca la fiind ca farul ăla călăuzitor într-o situație dintre asta extrem de dificilă în care ne aflăm. Deci e bine să ai și niște valută pusă deoparte, dar asta nu înseamnă că ăsta trebuie să fie portofoliul tău de investiții pentru perioade de criză. Nu. Trebuie să te gândești să ai și alte tipuri de deplasamente. Vorbeam zilele trecute despre titlurile alea de stat, care îți aduc o dobândă mică, da, 5%, da, mai bine 5% în titlurile de stat decât 3% la bancă. Știi? Cam asta da, e treaba. Da. Sau poți să te duci în imobiliare să vezi exact dacă acolo poți să câștigi ceva bani, poți să faci niște lucruri de genul ăsta care să-ți aducă măcar garanția că banii tăi sunt investiți cum trebuie. Mai puțin la bursă. Și am spus încă de anul trecut că bursele sunt umflate, că s-au tipărit o grămadă de bani și în Statele Unite și în Uniunea Europeană, peste tot, și sunt umflate bursele și o să vină un moment de scădere. Iată că încep să apare momentele astea de scădere, da? E bine că atunci când ai bani, într-adevăr să te gândești să fie în cât mai multe locuri. În aur, în argint, uite, astea sunt niște plasamente foarte ok în perioadele de criză. În aur și argint. Și e ușor să cumperi inclusiv de pe internet în momentul de față plasamente în aur și argint, că nu le cumperi fizic. Cumperi niște titluri care au legătura cu aceste două
metale. Deci, da, mulți oameni se tem să n-aibă, se pot face lucruri. Mulți oameni se tem să n-aibă foarte mulți bani prinși pe bursă, să n-aibă foarte mulți bani prinși în cripto, să n-aibă foarte mulți bani pe care nu pot să-i atingă și atunci înțeleg oarecum îngrijorarea lor. Dar haideți să le spunem că există și un fond de garantare a depozitelor bancare în România. Până la cât e? 100.000 de euro? 100.000 de euro sunt garantați de către statul român, nu ai nicio problemă, nu-i vei pierde și cred că 99% din populația României are mai puțin de 100.000 de euro la bancă, nu cred că avem așa de mulți milionari în euro, în condițiile în care avem doar 3.000 de oameni în România care câștigă peste 3.000 de euro pe lună, adică cam asta e nivelul financiar din România. Dar trebuie să evităm această zonă de panică care, hai să spunem lucrurilor pe nume, este indusă de niște băieți deștepți din casele de schimb valutar care fac acum profituri importante de pe urma acestor tranzacții și pe de altă parte este mecanismul de propagandă al Rusiei. Rusia are tot interesul ca în țările astea care sunt satelit în jurul lor să existe probleme de ordin financiar. Și panică. Chestia asta cu băncile nu se întâmplă numai la noi, se întâmplă și la polonezi și la unguri și la bulgari. Peste tot există, se lansează zvonuri dintre astea legate de băncile care au probleme și care sunt implicate în conflictul ăsta și că o să cadă și că vă veți pierde banii. Nu este adevărat acest lucru și trebuie spus lucrurilor pe nume. Da, mă bucur foarte mult că ne spui toate aceste lucruri. Deci, în cazul în care, Doamne ferește, vine rusul peste noi, cu tancuri, cu rachete, cu ce-o veni, dacă să sperăm că nu va veni niciodată și să ne rugăm pentru asta, să fie pace peste tot în lume și să oprească nebunia din Ucraina. Dar oamenii lor trebuie să le vorbim și celor care nu înțeleg exact cum funcționează mecanismul. Deci dacă au bani prinși în bancă, dacă au un depozit de 50.000 de euro acum în bancă și se întâmplă ceva, nu mai pot să-i scoată, vine invazia, trebuie să plece spre Bulgaria sau să se ducă spre vestul Europei cumva. Dacă au banii în bancă, ei pot să-i scoată la un moment dat dacă ajung la destinație, nu? Vor putea scoate de unde se duc. Adică noi suntem într-un mecanism european, suntem în Uniunea Europeană, suntem într-un mecanism de liber schimb la nivel european. Deci băncile de la noi au filiale în străinătate. Nu e ca în Ucraina. Ucraina e o țară specială. Nu mai vorbesc de Rusia. Acolo știm cum e situația și ce embargo a fost impus la adresa lor. Noi nu suntem în situația unui embargo, deci nu avem astfel de probleme. Deci putem să ne ținem liniștiți economiile în bancă, dar să avem, dacă avem nevoie și simțim nevoia, să avem și o rezervă de cash minimă pentru minimul necesar. E bine să ai acolo. E bine să ai pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă. Doamne ferește, uite, să zicem un alt tip de incident. Apare un cutremur, Doamne ferește, apare un incendiu, ți-a foc casa, trebuie să ai niște bani cu care să te miști rapid și banii ăia sunt aia cash pe care îi folosești. Dar să nu ai foarte mulți, că nu trebuie să stai cu salteaua plină de bani, că e o prostie în momentul de față în condițiile inflației prin care trecem. Dar trebuie să te pregătești, e cam totdeauna, nu cred că e o situație specială acum, e o situație care trebuia să o avem în vedere din totdeauna, de când ne-am apucat noi să strângem bani, fiecare bani cu bani cu bani, și să-i ținem în plasamente sigure și mare atenție, să nu ne ducem după fentă. Văd că în ultima vreme sunt foarte multe firme dintre astea care propun tot fel de scheme piramidale, tot fel de investiții în pseudo-monede virtuale. Mare atenție că acolo sunt doar niște speculații la mijloc. Nu vă băgați banii cu speranța că veți câștiga 40% într-o lună. Nu veți câștiga, veți pierde banii respectiv. Deci mare atenție unde vă puneți banii, puneți-vă la bancă și Bogdan, un apel important. În perioada asta, pentru că lumea are probleme cu facturile la utilități, la gaze, la energie, la toate astea, toată lumea încearcă să se împrumute. Împrumutați-vă de la bancă, de la prieteni, de la rude și nu mergeți pe ideea creditelor acestea de pe la IFN-uri, care vin cu atenție, chiar vă sunt la televizor o reclamă, 1700% dobândă. Da, trebuie e să deschidem ochii. Sunt mulți rechini. Pentru că, din păcate, apar foarte mulți speculatori în piață pe zona asta. Da, pentru că pentru unii este o oportunitate această isterie totală care are loc în România acum. Foarte scurt, deci ar trebui să reducem și din cheltuielile noastre tocmai pentru a putea să facem față inflației din această perioadă. De exemplu, eu am avut un abonament din ultimii 2 ani de zile, un abonament la telefonie fixă, internet, televiziune, care era dublu față de oferta nouă pe care am primit-o de la un alt furnizor chiar astăzi. Și atunci am renunțat la contractul pe care l-aveam deja și am optat pentru oferta nouă, astfel încât să pot să fac față costurilor. Ce le recomand oamenilor? Să caute, să cheltuie mai puțin în această perioadă, să se împrumute mai puțin în această perioadă? Dă-ne câteva sfaturi practice.
Avem noi expresie, deschid ochii ca să nu deschizi punga. Chiar e valabilă în perioada asta și să fim atenți ceea ce cumpărăm, pentru că, într-adevăr, poți plăti foarte, foarte mulți bani peste niște lucruri care peste o lună de zile s-ar putea să vezi că nu mai au niciun fel de însemnătate în condițiile vieții pe care o trăim, pentru că inflația ne va lovi și ne va lovi puternic. Vor fi creșteri de prețuri semnificative. BNR-ul a anunțat că inflația va se face peste două cifre în perioada următoare. Deci, trebuie să avem grijă cu banii, pentru că nu ne cresc salariile de pe zi pe alta și nu vom face de bani, marea majoritate a populației așa, apăsând din degete, ca să putem să trăim în condițiile astea de creșteri majore de prețuri. Trebuie să fim atenți și să ne gândim de două ori înainte de a cumpăra ceva și de a investi în ceva. Mai ales investi, pentru că și acum sunt foarte multe promoții, inclusiv în zona imobiliară. Mare atenție și la zona imobiliară, că sunt în continuare prețuri foarte umflate de inflație, de dorința dezvoltatorilor de a încerca să exploateze, practic, această perioadă. A, deci ar trebui să fim cumpătați și în alegerea unui credit imobiliar în perioada asta? Adică o investiție într-o pentru locuință? Pentru că dobânzile cresc, Bogdan, cresc semnificativ, suntem la 4% roboră. Și ce înseamnă asta? Uite, la un credit de 250.000 de lei, dacă rata până acum era 1.300 de lei, la 4,5% roboră, asta înseamnă 1.700 de lei. Deci cresc dobânzile și vor crește în continuare, pentru că e singurul instrument prin care Banca Națională încearcă să limiteze inflația, deci să ne așteptăm să ne coste din ce în ce mai mult o rată la bancă. De-aia spun că cumpătarea e cuvântul de ordine, că nu sunt vremuri în care să faci achiziții, să te extinzi foarte mult, pentru că te gândești la ziua de mâine și trebuie să ne gândim la ziua de mâine în condițiile în care peste 80% din populația României trăiește de pe zi pe alta, nu are posibilitatea de a pune bani deoparte, din păcate, și nu are posibilitatea nici măcar de a-și plăti facturile și utilității, nu mai zic de prețul alimentelor, care va crește semnificativ în perioada următoare. Uite, asta îi sperie pe unii care iau cu asalt și supermarketurile. Am văzut foarte mulți oameni care au început să-și facă stocuri pe acasă de conserve, de făină, de hârtie igienică. Hârtie igienică. În primul an de COVID. Da, e o manifestare a panicii pe care din păcate o văd indusă din ce în ce mai mulți așa numiți formatori de opinie, oameni care își stimulează practic pe cei care îi apreciază, îi stimulează să cumpere, să facă niște lucruri care în mod normal ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a le face. Deci trebuie să fim atenți și să luăm deciziile cumpătat, cu atenție mai mult la familie, la starea de sănătate, la ceea ce ne trebuie cu adevărat. Mulțumim foarte mult, Adi Negrescu, pentru aceste cuvinte care ne mai liniștesc și e nevoie de așa ceva în perioada asta.